Teatre românești de pe ambele maluri ale Prutului se reunesc din nou la Chișinău, unde timp de 10 zile se vor juca 27 de spectacole de excepție, în cadrul celei de-a noua ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Festivalul Teatrelor Naționale Românești a debutat miercuri 12 septembrie cu spectacolul Grădina de Sticlă, după romanul omonim al Tatianei Țibuleac, montat în regia lui Petru Hadârcă. Agenda proiectului cultural include 46 de evenimente, inclusiv conferințe, lansări de carte și întâlniri cu personalități emblematice din lumea teatrului românesc, precum Victor Rebenciuc, Mariana Mihuț, Emil Boroghină, Virgil Ogășanu, Ana Blandiana, Matei Vișniec. Ministrul Sergiu Prodan a subliniat că această reuniune teatrală urmărește promovarea culturii românești pe ambele maluri ale Prutului. Experiența acestui an ne-a insuflat ideea de a lărgi area de acoperire a acestui festival, nu doar spre Ucraina, prin teatrul de la Kiev, ci spre întreaga Europa, încet, încet. Și odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, deci nu a mai rămas atât de mult, 2030, de ce nu să fie la Chișinău reuniunea teatrelor europene, naționale, și cu mare drag vom găzdui și vom crește acest festival până la acest nivel. Publicul din Republica Moldova va avea posibilitatea să vizioneze în cadrul evenimentului cultural spectacole montate de 8 teatre din Republica Moldova și 8 teatre din România, iar invitatul special al festivalului este Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev. De la an la an, acest proiect a crescut din toate puncte. Sper ca și la anul viitor, când vom marca jubileu a 10 ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale, să reușim să aducem în sânul familiei teatrului românesc și alte teatre naționale. Deja suntem în tratative. Evenimentul cultural găzduit de Teatrul Național Mihai Eminescu are în acest an genericul Conexiuni Europene și se desfășoară sub înaltul patronaj al președinților Maia Sandu și Klaus Iohannis. Sergiu Nistor, consilierul președintelui României, a transmis publicului moldovean în cadrul unei conferințe de presă că acest înalt patronaj nu s-ar fi putut acorda dacă cursul politic și social al Republicii Moldova nu ar fi mers spre democratizare, europenizare. Dincolo de eforturile politice, economice, diplomatice, un rol esențial îl are și cultura, care ne unește, iar Reuniunea Teatrelor Naționale Românești este un eveniment excepțional și un exemplu elocvent al acestei forțe unificatoare. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a fost organizată pentru prima dată în 2015 și a fost inspirată din proiectul Teatrul Românesc București-Iași-Chișinău, lansat cu un an mai devreme de către cei doi directori ai Teatrelor Naționale din București și Chișinău, Ion Caramitru și respectiv Petru Hadârcă.